Continuă dezbinare cauză și cauză numărul 16-2057-1605-2012. Data precedentă a fost amânată examinare cauză, că domnul Atene era în concediu, dar mai precedente s-a amânat deoarece urma să fie notarul public și medicul psihiatru. Nu știu, nu vine, nu sună, nu... Procesul a început în 2012, în luna martie. Au fost cauze obiective de tergiversare, dar și cauze subiective. Cauze obiective putea spune că faptul că a fost un judecător inițial care a fost demis și respectiv a fost transmis dosarul la alt judecător. Dar n-a fost demis pe cauza voastră? Nu a încălcat nimic? Nu a încălcat în altă dosar și a fost pentru altul dosar. Esența procesului? Esența procesului. Vorbea despre anularea unui contract de vânzare-cumpărare, deci declararea nouă la contract de vânzare-cumpărare a imobilului și a terenului, din motivul că vânzătorul la momentul încheierii contractului era lipsit de discernământ și este probă, expertiza psihiatrică. Și cineva a profitat. Și cineva a profitat. Cumpărătorul cunoștea de faptul dat și a acționat cu rea credință. Urmărea să profite de starea bolnav, de starea de boală a vânzătorului și, desigur, toată procedura legată de anularea contractului durează, ba dosarul mers la expertiză, ba diferite motive de amânare, un motiv subiectiv, considerăm că judecătorul a amânat pentru ca părțile să prezinte hotărâri definitive și revocabile Curții Supremei în cazuri asemănătoare, adică la noi hotărârile judecătorești nu sunt izvor de drept, deci un motiv subiectiv. Aia, de 4 ori a fost citat notarul și medicul psihiatru, deci de 4 ori s-au trimis citat cu scrisoare, cu aviz, recomandată, și nu se prezentau toți amânat. Și alte probe deja care au solicitat partea adversului, judecătorul admis, care nu aveau nici în clin, nici în mâine cu dosarul, dar cu cauza dată. Deci s-a încercat tergiversarea. Tergiversarea, acum nu știm din o fi tergiversat. Deci 2 ani jumătate în prima instanță s-a făcut. S-a tergiversat și mai mult dacă reclamanta nu apela la ajutorul puterii a 4-a în stat, a presă.